l-așteptam pe domnul Vasile Mandric, pe care îl știți de data trecută, domnul acela mai în vârstă, care era acolo ultimul și, da, 10 eu, știți. Și n-a apucat să povestească tot ce avea de povestit. Bine și dânsul. Ei, dacă bine, bine nu nicio problemă. Atunci, hai să fac eu așa rapid o prezentare. În prezidiu avem pe... Măi, noi acum să încep să spun scriitor, păi, aici sunt oameni care scriu, care se ocupă cu scrisul. Că atunci când spui poet, noi ne gândim la Eminescu, la Nicita Stănescu. Când spui scriitor, te gândești la... Zaharia Stancu. Mari scriitori, așa, iau, la Zaharia Stancu, la Eugen Barbu, știu, la Hemingway sau știu eu la ce scriitor. Deocamdată noi suntem niște persoane care ne ocupăm cu scrisul. Printre altele. Da? Așa. Am făcut eu un afiș pe Facebook acolo, care nu prea poate fi numit afiș. Așa? Și avem aici un prezidiu pe Dana Borcea, pe Virgina Dorescu, pe Mihai Mintilă. Ei se vor prezenta, fiecare se va prezenta mai pe larg și vă va povesti câte ceva și vă va citi. Aici, în rândul întâi, avem pe doamna Tudorița Tarniță, poetă și ziaristă, pe care ați cunoscut-o. Vă aduceți aminte, nu? Clasa 10, vă aduceți aminte. Și care filmează. Da, și care filmează acum. Și ați citit... E o fată liceană pe care nu o văd? E absentă astăzi. Știu că era și ea în grupul care a citit... În grupul de fete care au citit... poezii da, de da, doamna da. Tarniță. Simpatizanți. Grad Ionica. Simpatizanți. Grad Ionica. Simpatizanți. Prietenii ai cenacurilor brăilene, dar da. Nu să nu scriți? Eh, în particular, așa. În secret? Da, nu mă ridic la nivelul. Ei, da. Așa, de ce știe. Jackie Brăileanu. Jackie Brăileanu. De ce nu spui numele? Administratorul grupului Brăila. George cum? Chițoi. George Chițoi. Ah, Jackie Brăileanu este... Pseudonimul literar. Pseudonimul literar. Pe grupul Brăila noastră dragă, 5 de ani atestare. 650. Lasă, dacă aveți ceva de spus la copii, să ne spuneți, ca să... Dar să vorbească pe ei, să doamne. Da, vor vorbi, toată lumea. Gata, nu acum, nu acum. Așa. Scriitorul Valentin Popaș și profesorul Valentin Popaș în muzeul, da? Domnul a fost profesor la noi până în 2000. Din 90 până în 2000, nu? Și după aceea profesor universitar și după aceea muzeul. Și după aceea scriitor. Am spus de scriitor prima dată. Așa, volume de povestire aveți dumneavoastră, de roman, nu? Pe Armanda o cunoașteți, Armanda scrie poezie, Armanda are o revistă, se numește Brăila Chirei. Știți de Brăila Chirei, nu? Ați văzut pe Facebook de multe ori. Armanda spune povești foarte frumoase, am înțeles, la copii. La tot felul de copii și la adulți. Brăila Chirei. Așa și nouă le-am dat ce să încerc. Eu vreau să inspirez cu fără inspirație. Așa, v-a să zic că, uite cum se așează lucrurile, a venit domnul Vasile Mandric. Domnul Vasile Mandric, aveți nevoie să respirați un pic, să vă urmiți? Am trezit de acasă, pentru că cineva de acolo la 10:30. Stata, nu v-a sunat și ieri? Noi făcusem planul să începeți dumneavoastră ca să terminați ce începuseră, să vorbiți atunci și până vă aduceți aminte. De la mine.
Da. 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 Eu fiind da, ceva ce nu-i profesor și trecând în ceea ce cuiva, jurnalist, chiar și jurnalistei fac jurnalist foarte puțin pentru că nu știu ce e aia, vreau să vă spun următorul lucru. Orice întâlnire a noastră este o întâlnire de comunicare, nu? Vorbim între noi, ne ascultăm, dar este o întâlnire de cunoaștere. Deci tot ceea ce voi veți auzi aici, trecând prin filtrul vostru, vă va ajuta pe voi să vă cunoașteți mai bine. Bineînțeles că prin vorba de literatură va trebui să faceți comparații. Dacă n-ați citit multă literatură, nu va fi greu să faceți comparații. Deci întâlnirea asta, așa bine a devenit o lumiță, are în primul și în primul rând rolul să vă facă pe voi să mergeți spre carte. Nu neapărat ale noastre, cât mai ales ale celor despre care lumea criticilor a spus că sunt mari autori. Pentru că de acolo pornim și de acolo pornim. Așa, asta e baza. Lectura. Lectura e baza. La orice. Și la scris și la urmă. Comparați cu ceea ce știți. Treceți prin filtrul vostru al sensibilității. S-ar putea să vă placă ceva foarte mult, care poate nu are legătură cu ce spune un critic, nu? Un critic poate să spună aia, nu e poezie, dar două ori spune ceva, vă transmite, vă emoționează și poate că vă face și pe tot să scrie. Deci, cam ăsta e filtrul pe care vreau să ne puneți. Vă mulțumim. Sunteți atenți. Dar nu era caz. Da? Mulțumim frumos. O invităm pe Dana. Vrei de jos sau vrei? Da. Că de noastră sunt așa mai greu. Mi-e destul de greu. Da, eu am spus, Dani, că să vă și vorbească ceva, să vă și citească. Ea vrea să o facă în ce ordine vrea. Poate vrea să înceapă cu un poem, poate vrea să înceapă cu o amintire, poate vrea să înceapă cu orice. O asultă. E foarte greu să vorbesc. E prima dată când îmi citesc poeziile în fața unui public. Am mai făcut-o în fața prietenilor. Sunt destul de nouă în mediul ăsta literar, să spun așa. Deși am început să scriu din clasele primare, cam din clasa a șasea, în comuna Glodeanu Sărat, Sat Pitulicea, județul Buzău. Acolo m-am născut, acolo am făcut școala primară. Și aș vrea să citesc o poezie despre nașterea, copilăria, adolescența mea. M-am născut în spatele unui geam. Lumea a început să se crape în două, corpul meu s-a avântat în întuneric, am crescut la o fereastră. Înfloreau secundele sub pervazul meu, seara venea mama de la câmp, întuna iubire la rădăcină, ne încălzeam în jurul scrisorilor trimise de tata, am plecat la școală cu geamul în mâini, era masca mea de protecție. Nu pipăiam, nu puteam fi atinsă. An mai târziu, cineva a întins praștia, piatra a trecut prin sticlă, prin inimă, sentimentele s-au împrăștiat prin culisele vieții. Am ajuns în comuna Viziru de Brăila, acum 15 ani, cu un proiect umanitar. Inițial am început cu o casă de bătrâni, pentru bătrâni ajuns și în stradă. Eu am venit din Spania cu acest proiect împreună cu doi prieteni care m-au susținut. Am înființat o fundație, se numește Fundația Casa Pâinii. Se numește așa pentru că, pe lângă anumite case de bătrâni, am înființat și niște butelii pentru săraci. Din 2010, în comuna Viziru, Fundația Casa Pâinii a preluat un spital dezafectat, pe care l-am renovat cu ajutorul multor prieteni din diaspora, din România, foarte mulți voluntari, multe donații. Așa încât, la ora aceasta, funcționează ca un spital al săracilor. Și, bineînțeles, prioritari sunt bătrânii de pe stradă. Pe lângă activitatea cu bătrânii, avem și niște cabinete sociale înființate acolo.
Așa să vă spun că este una din activitățile care mi-au influențat cel mai mult scrisul, activitatea cu bătrânii ajunși în stradă. Și aș vrea să citesc ceva în acest sens. Nu mai aruncați destine la poarta noastră. Găsiți-le un loc prin magazii. E mai bine să le aveți aproape, să le înveliți, așa cum se învelesc mochinii cu folie, cu pămâna rădăcina, să le hrăniți cu lingurița. În definitiv, vă trage seva din ele și în privirile lor vă puteți vedea trecutul și viitorul la oaltă. Nu mai aruncați destine sau, dacă o faceți, așezați-le cu grijă pe băncile din parc când deschidem ferestrele dimineața să admirăm cerul, să-l vedem încălzind ghemotoacele de carne dintre scânduri. Este localitatea mea, așa cum am spus, de 15 ani. Steșarii, cercei atârnați de urechile zilei, ciorile, strop de noroi pe eșarfa amiezii, îngerii se joacă de-a bați ascunsele prin umbrele noastre, eu mă agăț de privirea lui Dumnezeu să nu cad în iesparul cărnii. Aș vrea să mai citesc. Am reînceput să scriu la 47 de ani, deși am făcut-o în adolescență, în tinerețe, însă am renunțat la scris cam 17 ani. Am revenit acum 3-4 ani. M-a ajutat foarte mult Facebook-ul. Dar așa am reînceput să scriu, așa am recitit multă poezie, am luat contact autori contemporani. Aș vrea să citesc o poezie despre revenirea mea la scris. Am învățat să scriu târziu. M-a dat tata la școală când am împlinit 47 de ani. Mama nu mai era, dar amintirea ei îmi bătea în geam când rămâneam după ore să învăț alfabetul metaforei. Trebuie să uiți tot ce știu despre scris, mi s-a spus. Vei scobi verbele, vei împerechea cuvintele altfel. Trebuie să scrii o poezie cu greutate. Dacă cineva se va gândi să dea cu ea de pământ, va sări ca ars din mormânt profesorul tău de română. Înainte de a ajunge în Viziu, am locuit în București mai mulți ani. Am făcut acum un liceu, am fost căsătorită 10 ani. Și aș vrea să citesc o poezie despre acea perioadă. Dumnezeu a venit acasă la mine, în București. Avea chipul mamei. S-a așezat pe marginea parcului, nu s-a mișcat de acolo, să nu-mi tulbure aluatul căsniciei lăsat la dospit. Mi-a deschiat sufletul cu ochii, vorbele mele i-au țesut în brațe, ca atunci când veneam de la școală, bucuroasă că am luat note mari, mi-a adus varză să pun la murat și un butoi gol din care au ieșit bolborositul dimineților din Piculicea, mugetele vitelor, restul de copilărie risipite de vecinii mei pe stradă, căminul meu s-a spart de dealul mitropoliei, dar iarna îl văd pe Dumnezeu în piață, tremurând, lângă fiecare butoi cu varză murată de vânzare. Încă o poezie legată de mama, care este: după cum mama înjumătățea mămăliga cu oața, o geană din amintirea ei a tăiat oglinda în două. Într-o parte eu, trezită din somn, alerg după sentimente prin curte, de cealaltă parte, vara își face cuibar între crengi de salcăm. Am să mai citesc două poezii, mă opresc să las loc și colegilor. Am poeziile pe care le-am citit în mare parte, fac parte din al doilea volum, în volumul 1, pe semnește spre Plămânde, care va fi publicat la Ciumimea.
Iarna vine în fiecare zi din camera alăturat. Se aruncă la mine în pat, povestește și iar povestește, la fel ca sora mea care toată copilăria a spart cuvinte cu dinții. Seara, pleca la culcare, măturam coșile scuipate pe jos. Astăzi Iarna m-a invitat la film. Dincolo de fereastră se ciocne secvențele, un trandafir se înșurubează în ceață, ploaia se prelinge pe fruntea zilei, de la mâini în jos se transformă în zurțuri, câinii se pleacă de el, un sentiment începe să strănute, sar din gura lui direct pe ecran. Ceva legat de 9 ani și o poezie de dragoste și mă voi opri. Curg din prostare în alta pe spinarea plexidrei. Tu îți continui săpăturile prin vene, din locul în care s-a oprit secundarul. De fericire, noaptea plânge într-una peste chipul meu, lacrimile devin artificii, anunță noul an, dragostea ne mută pe altă planetă, strig către cer și ecoul renaște în mine. Venise vremea să-și iasă din piele, asemenea unei șopârle pe așiță. A dat bice gândurilor către iubită, în sfârșit putea să agațe arma de buzele ei înșorite, să dea sângele mai tare, în sfârșit venise vremea să se spele de mat. Mulțumim foarte mult, Dana. Aici e un volum al Danei, se numește Pe genunchii luminii. E o poezie de altă factură, așa? Da. Poezie mai cu rimă, mai clasică, da. Trecem la cine să trecem acum? La Virgil. La Virgil? Da. Cu domnul Mandric, nici nu prezent. Să-l filmeze tu doița, da. Că trebuie să plece. Virgil, haide. Virgil Andronescu, cred că știți. Păi, Virgil, nu știți, el are o revistă de informație, nu? InfoEst? Sau? Nu. Toate le are Virgil. Doar un blog. Așa. Cum? Caleidoscop Braille. Stai puțin, dar mai aveai ceva cu... Nu, alea sunt... Ai, nu, nu e adevărat. România mereu absentă. Hello. România mereu absentă, nu? Ce este? Tot e bloc. Bloc. Și încă unul, cum? Braila? Caleidoscop Braila. Caleidoscop. Nu mai e. Ai, tot aia și... Da, am înțeles. Aici avem niște copii care trebuie să află adevărul. Ce să frate. Zi, Virgile, mamă. Virgil, vrei să vorbești despre tine? Vrei să citești? Ești liber. Ești liber. Deci Virgil Andronescu, îl ascultăm pe Virgil. Dați căutare pe Google, Caleidoscop Braila, e primul din care apare și ăla e zi. Mă, vreau să mă întreb, acolo în spate s-aude? Și s-aude, bă, zi mai tare. S-aude, domn profesor, Gabi, s-aude în spate? Da? Eu vreau să vă spun că m-am născut în fundul Măgurele, sunt de 10 ani brailean, am... 6 cărți de poezie publicate, una de proză și una acum de curând, la finele anului trecut, niște aforisme. O carticică micuță, de nuclear aforistice se numește. Și cam atât nu cred că eu sunt așa... Am lucrat cu presa brindeană, mai colaborez cu un poesc, membru al Mișcării Literare Litera 13 și scriu în revista Litera 13, activez în cenacul Casa Speranței, am activat în cenacul Panaiti Strati, la Mihail Sebastian. Ei, ce vorbești la tăi? Cam atât, cred. Acum are ochelari. Te rugăm. Ia citește, mamă, să vedem. Ne prindem urechile, hai.
Am să vă citesc din ultima carte publicată de poezie care se numește Necropsie lirică, publicată la editura Zeorio în București și lansată în 2017, în decembrie, la librăria Mihai Eminescu din București. Câteva poezii și apoi probabil și de următoarele câteva dintre poezii. Zahăras. Plouă mărunt, miroase zahăras, dincolo de singurătatea amară, farurile autoturismelor, clipe moarte zidite în asfalt. Oriunde aș fugi, numai întuneric și ploaia măruntă, amară, spală suflete umilite. Nimic imaginar, doar zahăras, siluete umane oglindesc în asfalt întunericul nopții. De ce scriu? Doresc să spun ceea ce știu, că toți ne naștem și trăim într-un sicriu, că toți trăim, iubim, murim și după cum aș vrea ca să se știe, în cărți nu-i poezie. Vorbesc despre sicrie așa cum am trăit, cu moartea în rărunt și smor de mult, căci n-am trăit, mă agăț de viață prin tot ceea ce scriu, nu uitați că scrisul este viață trăită într-un sicriu. Poezie devastată de sens. Omule, omule, pe căi rătăcite ai apucat, printre meandre de stele și invers rânțuit de iubiri pătrumașe, de femei nestatornice. Omule, omule, rătăcit univers blestemat, pe la colțuri de cer ai rotunjit poezia devastată de sens și apoi ai plecat, vagabond de exilat. Rătăcit ai meandrele vieții cu poetul prin tine, ai rămas în rotunjind monumente, să lăsuiut în cuvânt, omule, omule, unde ești tu acum? Sărut franțuzesc. Tristețea mă sărută pe gură, mă mângâie pe ochi, încă de la plămădire. Nu mă podestri prinde de ea, de balele ei, nici dacă îmi șterg cuvintele și grimasa și privirea și vai. Cât de iubit sunt, se vede, nu-i așa, cu fiecare sărut. Am intrat în viața asta provizoriu, am trăit-o profund și însetat. Nemeritat mi-a fost și iluzoriu tărâmul vieții și visul blestemat. Să știi lumină, să știi tu întuneric, că nu am vină și de la voi refuz. Să mă accept, să mă revendic, trăiesc blestemul vieții în confuz. Sunt unicul care trăiește provizoriu, sunt om și nu-s deloc de lăudat. Nemeritat îmi sunt și iarăși iubitoriu, trăiesc un vis de neiertat. Dumnezeu nu răspunde la telefon. E vreme lungă de când tot plec din mine. Crede-mă, viață, că nu mai am timpul fizic necesar să mai suport mirosul sufletului putrezit. Din inerția timpului mă transport în neființă, în vis, doar Eva mă mai cheamă. De fapt, numai eu mai strig, de ceva vreme nu mai vine. Și e posibil să nu mai vină nici când. Doar pe Dumnezeu rămâne să mai sun, ori nu are telefon, ori nu mai există, ori nu mai are timp pentru mine, așa cum nu a avut niciodată pentru sufletul meu. Mai îndeseresc. Unde eram eu tristă, mai îndeseresc. Ce, se ia tu mai supărat ca mine? Cred că nu. În volumul cronic a Potopului de după Dumnezeu, publicat și el la editura Zorio, dar în 2014 și lansat la Târgul Internațional de Carte Gaudeamus. Mă plânge iarna sub picioare. Iarna mă plânge sub picioare, sufletul îmi plânge de sub ochi. Nu vreau ca viața să-mi zboare, te chem pe tine să mă respeți. Mă ninge iarna pe la tâmple, mă calcă gerul în picioare. Nu vreau singurătatea să mă umple, am inima pierdută și mă doare.
Pe tine te visez și te doresc ca Eva. Nu mai doresc viața ce ne moare. Nu mai doresc viața ce ne moare. Mai vreau iubirea alăturea de tine. Tristețea ta e blândă, dar mă doare. Se scurge timpul aiurea din clepsidră. Dumnezeu la patul meu. Pe patul de spital, printre vii și printre viitori morți, vii morți și morți vii, noapte de noapte îl chem pe Dumnezeu la patul meu și plâng pe umeri durerile mele, șoptit să-i povestesc cum am urcat Golgota fără șerpași. Bunul mă mângâie, părintește și adorm, zâmbind, orătrinând, nu mai știu, poate am de o vedată. Dimineața e tristă și iar încep amărivat. Data trecută mi-a luat timpul. Am rămas oare. Are probleme, cartea mai conține și desene și trebuie să sară peste desene. Nici n-a fost Virgil data trecută aici. N-a fost Virgil data trecută, de-aia este acum. Altcineva m-a luat timpul. Lăsați că suntem puțin mai... detașați. Nu, astăzi avem puțin timp ceva mai mult decât data trecută. Căci e săptămâna dinainte de vacanță. Acum se încheie mediile în clasă. Am ars și ard de tot și tot, la fiecare pas al vieții eu, singurul născut bastard. Mai ard cât pot, de mult, bastard al vieții am fost, bastard prisunt, și ard cu fiecare pas făcut pe drum, mă tot prefac în fum, am ars până am rămas doar scrum. Virgil, dar tu ești născut la Târgu Mureș. La Târgu Mureș. Așa, la Târgu Mureș. Cum ai, când ai ajuns tu la Brăila, cum ți s-a părut ție Brăila venit de la Târgu Mureș? Păi, în un an de zile am luat să găsesc un an de muncă, un te-am găsit eu la Sudraț, așa, la Poștașul. Până la urmă am găsit, am lucrat la o revistă Viața Brăilei. Înțeles, dar eu te întrebam ce impact a avut orașul ăsta, așa? Orașul știam din copilărie, pentru că am avut un rând aici, mergeam vacanțele foarte, asta era venit înainte de 89, niciodată nu m-aș fi gândit că am să ajung și să trăiesc, să rămân în Brăila, dar... Ce vorbiți, mă, fetele? M-am integrat. Spuneți-ne tare. Păi dacă ați avut ocazia să trecuiți la București, ce ați spus? Nu, nu, la Brăila. Și a spus că a stat o perioadă și acolo când s-a aplicat cartea. A, n-a stat, n-a stat, n-a stat dus acolo. Doar a lăsat cartea și acolo. A, copii, vreau să vă întreb ceva, așa, și dacă vreți voi să întrebați pe invitații noștri ceva. Dar v-au pus pe gânduri poeziile astea? Nu? Deloc? Pe tine, da. Cred că, pe mine, da, pe... v-au întristat, v-au... ia spuneți. Cam. Eu asta vreau să vă spun, că voi învățați la școală despre scriitor și veți mai citi, imediat, suntem ideea, veți mai citi despre viețile lor. Veți vedea că unii au fost avuți, alții au murit în sărăcie, alții au suferit din iubire. Eu cred că e un lucru comun. Că nu te apuci de scris până nu există ceva foarte, foarte serios în viața motiv, ta. Motiv. Da, motivul este unul dramatic. Este ceva care se întâmplă în viața omului și simte nevoia să scrie și scrie. Și iese din acea situație sau nu, încearcă să iasă scriind. Dacă vreți să puneți vreo întrebare. Am vrut să Victor. Spun că m-am pus pe gânduri poeziile cu viața și scriul și cea cu Dânsul de Dumnezeu. Cu ce? Cu? Cu viața și scriu. Așa și cea. Am făcut foarte mult și cea pentru că îl sună pe Dumnezeu. Sună. Trebuie să observ că el îl sună la telefon. Nu avea SMS, nu i-a scris pe Facebook, nu avea Instagram. Nu era. De-aia nu i-a răspuns. Și să știți un lucru, stai și scrii în tristețea și în singurătatea ta, dar întâlnirile astea
în felul ăsta și ieși între oameni. Ieși cu gândurile tale între ceilalți scriitori și este o comuniune, e un grup, e un grup de salvare, să știți. Așa cum există alcoolici anonimi, așa cum există, serios, așa există și scriitori. E o comparație, e bună. Mergem anonim. Ia. Gata, întreabă ceva, doamnă. Ia ridică-te, așa. Da. Am înțeles că am scritor aici de față, a avut activități umanitare. Din vei. Au scris de foarte mult timp. De mici, da. Da. Voiam să întreb dacă vreodată când ați scris ceva, să vă uitați peste an la acea scriere și să vă dați seama că de fapt nu vă place sau ceva din viața dumneavoastră s-a schimbat atât de radical încât nu vă mai reprezintă. Astăzi, de exemplu, dintre cele 8 cărți din bibliotecă, am luat doar cartea 3, restul am considerat că chiar merită să le mai prezint publicului. Deci 8 cărți, eu vreau să ajung la 2, 9. Da. Da. Chiar, da, am stat mult și v-am gândit că nu m-ar mai reprezenta și... Dar dacă scriți acum, vă rog să nu aruncați. Nu, așa. Da, să nu aruncați niciodată, că nu se știe. E acolo o idee pe care poate o dezvolți mai târziu. Așa. Că exact. Acum, printre voi e cineva care are ceva de citit? O factură. Ce vrei să mai citești o poezie, Virgil? Da. Hai, Virgil, și poate trece la domnul Mandic. Deci eu am lansat invitația. Dacă e cineva, după ce mai vorbesc și ceilalți doi invitați, Mihai? Hai, Mihai. Da? A, bine. Îmi cer scuze. Da. Ia, mai citește Virgil o poezie. Mama m-a născut fără trup. Mama m-a născut fără trup. A plâns de fericire și m-a sărutat pe ochi, chiar dacă nu mă vedea. M-a ținut în brațe, a alătat de văzutul om, iar până la urmă i-a înțeles destinul și m-a portat la sânii prin viață până ce am prins conturi. Formă și conținut, litere și cuvinte, mai apoi poeme. Aici viața mea personală s-a oprit. Mama continuă să mă iubească și așa, așa cum nu sunt, pentru că sunt, rupt din sufletul ei. Apropo de ce a zis doamna ministra, dar nu explic poezia, nu explic poezia, știu că nu se fiecare fiecare scrie, sau așa scriu eu din întâmplările, din viața mea, din lucrurile care m-au marcat, care m-au marcat mai greu în existența. Vă mulțumesc frumos! Știți că există și scriitori care au scris jurnalul unei cărți, adică ce făceau ei și ce gândeau ei și prin ce treceau ei când scriau acea carte. O să găsiți în viața asta, dacă veți citi, asta este. Și obiceiul acesta bun al lecturii, da, îmi ziceam eu un unchi că uite tu citești că este un drog. De bine că este un drog. Lectura, nu, avem obiceiul frumos de a ne spăla. Și dacă stăm 3 zile nespălați sau 3 zile, dacă stăm mai mult, așa simt nevoia să te speli, așa simt nevoia și să citești. Sunt obiceiuri bune, nu sunt așa. Dăm cuvântul lui Mihai Vintilă. Numele meu e Vintilă Mihai. Așa, vă rog, spune el. Condoleanțele mele că a trebuit să ascultați poezia pe care o citește Virgil, pentru că este neagră. El este un băiat care, deși nu folosește partea întunecată a dexului, vede totul numai în gri și de la gri spre nuanțe de negru. Numai că îl scrie, nu și realizat. A fost o întrebare aici foarte interesantă. Cum m-am apucat eu să scriu? M-am apucat să scriu la 3 ani, scriam pe pereți. După ce părinții mei au zugrăvit, mi-am dat seama că trebuie să-mi cumpăr un caiet. De meserie sunt economist, nu îmi place foarte mult meseria mea. Ce vedeți că am scris eu sau ce o să găsiți că am scris, uitându-vă, bineînțeles, pe Sfântul Google,
Veți vedea că sunt lucruri care le-am scris deoarece, ca toți mari scriitori, sufăr de insomnie. Și atunci când ziua ta este undeva la 18 ore, 20 de ore, ai o grămadă de ore când nu ai ce face. Și atunci eu am citit și am scris. Astea sunt orele care pentru mine sunt cele mai interesante. Să scriu o poezie frumoasă la 3 dimineața și pormă să o pui pe Facebook, mi se pare minunat. Ce vreau să vă spun? Datorită faptului că, după cum vedeți, mișcarea literară în România, literatura în general, nu este unitară, și avem, după părerea mea, 3 segmente ale literaturii. Eu împart literatura română în 3 segmente, foarte interesante. Majoritatea scriitorilor români nu înțeleg aceste segmente pentru că au o viziune limitată și am să vă explic segmentele și o să înțelegeți pentru că este un liceu unde se face multă matematică. Primul segment este, vorbim de literatura trecută, da? E simplu. Ăla ai bătut în cuie, știi ce a fost. Al doilea segment e literatura de azi, care se mai mișcă. Și al treilea segment e literatura viitorului. Băi, toți scriitorii nu se gândesc la literatura viitorului. Toți se cred buricul pământului azi. Și atunci, scrierea lor nu este făcută să dureze. Și avem foarte multe exemple, mai ales în Uniunea Scriitorilor. Eu nu am nimic cu ea, este o asociație a scriitorilor. Dar să devii scriitor nu înseamnă să fii membru al Uniunii Scriitorilor. Este un lucru foarte interesant. Eu n-am auzit ca Tolstoi să fie membru, nici Hemingway n-a cerut. Revenind acum puțin la literatură, pentru că împreună cu câțiva prieteni, între care și Virgil, e partea întunecată a, înțelegeți, celui cu morbidul, cu chestii de-astea foarte interesante, pentru că eu sunt optimistul, el e pesimistul și atunci trebuie să ne întâlnim cumva, să putim. Am făcut o mișcare literară în Brăila, se numește Mișcarea Litera 13 și pentru că eram atât de bun că nu ne publica nimeni, am zis, facem noi o revistă. Și am făcut această revistă, se numește Litera 13, ea apare în format tipărit, dar cel mai interesant, apare și în format PDF. Deci dacă intrați pe litera13.ro și am să vă dau tuturor câte o mică carte poștală, ca să nu uitați numele, că e ușor de uitat, o să găsiți acolo toate revistele. Și atunci veți descoperi că nu numai că scriem, dar scriem puțin altfel. În sensul că uitați o glumă adevărată. Norman Manea, mare scriitor român de, care trăiește în Statele Unite, și a vrut să-și tipărească, a vrut să-și tipărească cărțile în Grecia, da? Și a pus pe masă volumele. Și editorul grec a zis, pe asta o vreau, pe asta o vreau, pe asta o tipăresc, pe astea nu. Și a zis, care sunt criterii? Am avut două criterii foarte serioase. Care? Păi astea au peste 250 de pagini, nu le citește nimeni. Și zic, și al doilea criteriu, ce coperți frumoase au. Deci ați înțeles de multe ori cum vede un scriitor sau un editor. E adevărat că acum, din păcate, sau și din fericire în același timp, scrisul s-a schimbat. În sensul că, dacă înainte cititorii erau doar receptori, adică scriitorul scria o carte, se publica, era citită, frumos, mai departe scriau de bine sau de rău pe reviste despre el, acum s-a întors totul, pentru că cititorul nu este numai un simplu receptor pasiv. El este, în același timp, activ. De ce? S-a schimbat lumea, oameni buni. Există Facebook, există Instagram, există LinkedIn, există orice, există internetul. Și atunci când tu citești o carte ca cititor și vezi că e proastă, primul lucru care îl faci, o carte de capa-capa. Și știe lumea. Da? Deci reacțiile sunt instantanee. Lumea s-a schimbat. Da? Cineva mă întreba la un moment dat, un scriitor cunoscut, câte exemplare ai vândut? Nu mă interesează câte am vândut. De ce? Păi dacă să zicem că am tipărit din cartea asta 150 de exemplare și din formatul PDF mi-a fost downloadat de 3000 de ori, are relevanță că asta are 150 de exemplare? N-are. Aici uită lumea. Aici nu se uită mari scriitori de astăzi. Lumea s-a schimbat. Un vers frumos.
celebru de altfel, da? Lumea s-a schimbat, cititul s-a schimbat. Uite, sunt sigur că ieri toată lumea din sala asta a citit. Sunteți de acord cu afirmația mea? Da. Dar ați citit altfel. V-ați uitat la televizor, da? Ați văzut un film, filmul e subtitrat. Deci ați citit. Ați primit acasă factura de la telefon. V-ați uitat pe ea, deci ați citit. Că nu citiți poezie sau nu citiți roman, e vina celor care scriu poezia aia care o scriu de nu puteți să o citiți, sau romanul care vă alungă. Dar sunt romane care se citesc. Există poezie care se citește. S-a schimbat numai cititorul. Dar scriitorii, care au 80 de ani, unii dintre ei, fac excepție domnul Mali, care este un tânăr, da? Așa? Au uitat că se adresează altui public. Au uitat oamenii. Ei scriu tot așa. Lasă să mă publice pe mine revista X. N-are nicio importanță. Ești pe net? Există. Nu ești pe net? Nu există. Asta e viitorul literaturii. Da? De ce să mă chinui să mă rog de o editură să-mi tipărească o carte când pot să mă duc la Amazon și să mă public direct în engleză în toată lumea? Păi ce-s prost să nu fac asta? Să mă rog eu de traducătorul X? E adevărat, aici trebuie să-mi găsesc un nativ. Degeaba o traduc eu în engleză, dacă nu am un englez care să o citească, să știe el toate slangurile și tâmpenile din zona lui și să mă corecteze să fie ca acolo. E foarte bine. Deci, nu mai era toate inerțiile. Apare inerțiile. E adevărat. E adevărat. Adică acolo, brusc, s-au trezit, cum să spun eu, toți oamenii care n-au citit la viața lor s-au trezit să scrie. Minunat. Scrieți, fraților, dar mai și citiți. E partea asta cu cititul a uitat. Și din cauza asta m-am enervat și am scris o poezie, poeți făcuți, poeți cu sorți, care se adresează exact categoriei astea. Și este poezia așa. Fierb pietre în poezie, textualism fără hârtie și doar cu o simplă vorbă îi dau numele de ciorbă. Fur apa peștilor din delta, mestec cuvintele așa din fentă, volumele tot ies, ca prostul iarna fără fesă. Se vor găsi din zei zilei să-mi cânte genul poeziei. Nu? Scriu zilnic, mult și prost, cântând ca popa, fără post. Iată poetul de care toți au auzit. A scris mai mult decât a citit. Bravo! Și despre minunata noastră brăilă. Eu am aici, în această carte, am o secțiune în care mă o consider Brăila un oraș decăzut, este decăzut. Toată lumea ar trebui să fac precizarea că doar mama mea e din Brăila, eu sunt bucureștean. Deci ca orice brăilean adevărat, mă uit foarte clar la Brăila fiind bucureștean. Și am, de exemplu, mi-a plăcut și îmi place în continuare acest bulevard Alexandru Ioan Cuza. Nu știu, e departe. Da? Și l-am văzut în felul ăsta, după ce cineva de la administrația locală s-a apucat să ciocurțească copacii, s-a apucat să vopsească bănci, pentru un tembelism maxim. Și am zis așa, trandafir cu suflete goale se plimbă printre alei. Țepii ce îi protejau cu pudoare au obosit să se mai țină de ei. Pășesc pedale de mult uitate. Pășesc pedale de altă dată. Cu răsuflări de mult oprite, copaci și mireați se apreacă la stradă, îi frâng de spate dureri de vechi iubite. La umbră, bănci ostenite bârfesc despre proștii zilei din urbe. Pe margini, stâlpi spânzurați privesc bulevardul drept cu dungile strâmbe. Și mai am o poezie despre Fănuș Neagu, că s-a spus că e marele zeu al metaforei, încât nimeni nu reușește să citească cărțile pentru că a pus prea multă metaforă. Asta a spus Eugen Simion, l-am spus eu. Și i-am spus așa, somnul metaforei. Lampadarul din cameră se spânzurase de atâtea metafore. Crăpăturile se jucau în pereți. Țânțarii își dădeau șer în șoturi de sânge din timpuri de scrisori beți. De afară se auzea bărăganul.
bocetul Bărăgaului, după dropiile de altă dată, singurul care putea să citească, zăcea adormit pe o carte din care zâmbea fănușneacul într-o parte. Colegul meu, Georgina Andrănescu, o să vă ofere fiecare an câte o carte poștală, unde găsiți adresa site-ului și unde cei care sunt atât de inconștienți încât vor să trimită ceva pentru a publica pe site sau în revistă, îi aștept. Și vă așteptăm oricând cu critică. Să știți că în jurăturile întotdeauna depășesc comentariile pozitive, așa că suntem obișnuiți. Și suntem într-adevăr niște iubitori de like-uri, așa că dacă intrați și găsiți ceva frumos pe site, puteți să dați un like pe Facebook sau mai departe, pentru că noi facem parte din oamenii care trăiesc pe net. Așa că o să vă dea părerea mea după asta. Mulțumesc foarte mult! Mai am timp și eu? Da, aveți, aveți! Poftiți, vă rugăm! Aveți timp, băi, să ducem. Vasile Mandru, am prezentat data trecută, dar n-am avut timp să... Să expun. Să vă explic. A fost data foarte. Stați un pic, să gândim eu. Da, eu sunt... undeva din nord. De-aia am și o gândire specifică. Sunt nordist. Deci, eu am făcut ciclu elementar la școala de Ruginoasa, unde... Județul? Ce județ? Avea palatul ăla. Ce județ e Ruginoasa? Iași. Ah, Iași. Mergeam de la școală, pe o grup așa, de la școală, de la Puntea Palatului. Acolo erau înțeles cu sesii, de acolo 70 de ruși morți. Ăia s-au băgat acolo și n-au putut să facă materialul. Acum, eu se dădea bursă de merit. Și erau 6 copii de profesori în clasă. Ea se pun cel mai mult, pentru că erau 7 de copii de ei erau bursă. Așa. Și am făcut... cineva a făcut o poezie. Și toată lumea se ducea să luată poezia respectivă. Așa. M-am dus și eu și a doua zi am venit la fărbarea mea de cărătie, să deschid o poezie, așa. Am ajuns și eu din cenacul în școală, am făcut cenacul. Deci noi aveam cercul literar și eram așa de bun că veneau toți și... I-a spus la mine, adică nu era altcineva în școală, ci am făcut un cerc literar, după aceea am făcut cenacul literar. Așa, am participat la un concurs în 52, s-a anunțat un concurs la București, cu literatură, cu teme care se făcea atunci. Era de fiu, mără, poezi ăștia, pe proiect cu disco. Dar citeam foarte multă literatură. Și în special literatură rusă. Eminescu nu era voie să-l citești, că el a slujit la Timpul, care era o revistă, o ziar liberal. Și conservator. Și era cel mai mare voie, că era unul Teodor Niculță, un cez mare de Târgu Frumos. Și atunci a trebuit să trec în literatură, dacă eram în școală, citeam cam vreo. Am cer scuze, trebuie să plec la mult. Sănătate! L-am citit de Maiacovski, nu mai literatura asta, de Șliu, de Beleanu, Veronica Porumbacu, mă rog, toți ăștia erau evrei. Și dacă era România condusă de evrei, așa a fost. Așa a fost și procurorul general, era Voitinovici, care eu i-am ajutat pe o de teatru și am luat locul timp pe regiunii, era la regiunii, așa. Și când mi-am dat seama, era Alexandru Voitinovici, Alexandru Voitin, Alexandru Voitinovici, care l-a condamnat pe Antonescu la moarte. Și el era poșcanean de-al meu. Bine, eu povestea am
scris o, într-o carte treaba asta, că s-o pus. Și a trecut Baiacovski, scosese America pe scara de serviciu. Da, și toate așa cu vers alb. Akhmatova, să mai dădea din Akhmatova, care tot vers alb. Deci așa. Și a început ăștia cu vers alb, mai trebuia să apeleze la Eminescu să vadă cum folosea de tapere și nu știu. Dai cu rozinci și cu vers alb. Așa. Și atunci am făcut, am fugit și din una și de alta, deci eu am fost, n-am intrat niciun nici într-un curent literar, nici în proletarism, nici în ăștia la alți văzi în care, care a fost după, așa, și mi-am format singur. Mi-a plăcut Coșbuc, mi-a plăcut Alexandrii, așa m-am învățat să scriu Alexandrii, m-am învățat să scriu prima dată. Deci așa și pe aia am trecut la Coșbuc, care am un volum scris în cu 5 versuri, în strofă, știți? Era așa, foarte frumos. Așa. Și am trecut eu la poezia albă, că dacă toată lumea s-a plictisit de poezia aia și vroiau altceva și am învățat latină. Când am învățat latină, am văzut că ea nu erau cu rimă, cu treburi, nu știu ce, dar în schimb aveau o muzicalitate extraordinară. Și atunci am trecut și eu și am făcut poezia albă. Nu știu de ce minciuna aceasta de cer împrumută culoarea ochilor mei. Pentru mine, ca om, doar să încerc să măsor veșnicia cu clipele, cu lumânarea să-i caut nemărginirea, este de ajuns. Acum, când timpul are cea mai caldă vârstă, copilăria din nord s-a cuibărit în sufletul meu și când privesc spre Moldova, trupul se îmbracă în cămașul de forță și simt că nu mai am vară, e zi albă. Sau, un pas, un pas și încă unul la munte. Un an sau câteva anale, pentru anale brâine. Așa ne trecem niște umbre de compas prin cincinale. Aici, doar plutiri de erete, în alt, dincolo jos, un stâlp neterminat, o lozindă, loc de dat cu capul, sau un perete, tot pentru gând. Exprimat tot. Domnul profesor care e aici mi-a făcut în 84 o cronică în ziarul înainte. Se spunea Vasile Mandre că este un poet complet și ar face cinste la cele mai bune reviste literare din țară. Ați făcut dumneavoastră cronica. Au uitat de cronica. Și asta a fost treaba. Până a venit ce a venit. Schimbarea asta care n-a dus nicăieri, literatura tot așa se face, tot un fel de lozincar peste tot. Da. Eu știu dar care... Dar voie să te contrazic și toată sala te contrazic. Nu, no, nu o să mai... Că ai voie să juri, să nu știu, dar nu treci dincolo să vezi. Ce nu știați, domnul Mandric este și un bun epigramist. Hai, lasă de cei mai buni epigramiști din Brăila. Și eu nu scriu decât să am o temă, să o dezvolt. Azi dimineața am scris o poezie la ora 6. Asta e. Așa. Când am scris numai de lună deloc. Târziu la 6. Nu, am scris de vreo 3 zile, am început chiar să scriu. Eu scriam. Și e sonet. Sonetul poeziei cu formă fixă. Da, trebuie sonete adevărate. Toți scriu sonete, mă rog, cum am scris și eu, sonetele absurde, dar am scris intenționat sonete absurde. 101 de sonete absurde. Adică nu are... că sonetul este el de ca silabic, trebuie să aibă numai 11 silabe, trebuie să ai, să nu fie două cuvinte de același fel în poezie. Poate sunt foarte multe. Plus de asta, ce e mai interesant este că sonetul trebuie să aibă un... Eu n-am văzut nici chiar la Vasile Voiculescu. Adică să aibă scânteia aia la urmă, ca la epigram. Adică să te... Păi, ăsta am vrut să spun. Hai să citesc aici.
Cu toate pe domnul Apolonie. Cineva mi-a zis că nu. Da, nu. Azi de arăși amintirea drumul scurmă, dar totdeauna în trecut apucă, de pleacă așa mai bui ca o nălucă, iar eu rămân singur de parte urmă. Credeam că mintea mea de-acum uitucă o să mai umble visurile într-o turmă, că timpul șuil le fură și le curbă din tinereța mea de dor să ducă. Eram tentat să cumpăr vito, dar bani n-aveam la mine nici de o pâine și învățam poeme să-și ia zbor. Plecam în poezie zbor, dar niciodată nu zboram spre mâine, știind că s-ar putea să nu ajung. Plecam cu poeziile în zbor lung, dar niciodată nu zburam spre mâine, știind că s-ar putea ca să nu ajung. Azi, dacă scriu, sunt brațul cu miciun, dar niciodată n-am spre zbor spre mâine, știind că s-ar putea să nu ajung. Și o altă poezie, știți că poetul german Goethe s-a îndrăgostit la o vechează, ce fel de dragoste e aia când fata aia, dar mai avea niște politicieni aici, el la 80 de ani, 70 de ani și ea la 16-17 ani. După cum s-a scris Gloria Coloni, cea mai tare filozofie. Da, este cea mai... Nu, e cineva bate joc de viața lui. Da, cineva e păcălit. Nu mai așa șofer, cineva. Aici există floarea de la marginea zăpezii. Uimit privesc din creștetul amezii, durerea-n gând începe să-i rupă, căci ești tot mai frumoasă și mai scumpă ca înflorit la marginea zăpezii. Am inima prădalnică în culpă și urma mea zgăslăm și ița iezii, dar am folos căci devăind ca iezii, cu atât mai mult pe mine mă disculpă. Iubindu-ți frumusețea ta divină, mă întreb mirat, de ce așa târziu ai apărut la mine în grădină? N-am să te rup ca să te pun în glastră, vei fi norocul altui ageamiu și o să continui iubirea voastră. Acum aștept ce vă duc în toată. Ce să mai zic? Ia să vă citesc și altă poezie, de exemplu, partea asta. Tiberi. Mă urc pe cumpănă înaltă dintre vârste, dincolo doar apă, anume tulburi, ca să nu se vadă o groapă. Dar nu, am greșit. Scuzați. Nu prea o cred cu groapa, Andronescu. Da. Trebuie să rămâi singular. Așa că stai și... Știți? Poezia trebuie să fie frumusețe. Ca și la epigram, n-ai voie să înjuri pe cineva, să te folosești de vechelui fizic. Deci undeva trebuie e ceva frumos. Deci ce urgit frumosul cu orice. Ori o poezie așa cu mor, cu simplu, cu trebuie, cu popă, cu mine. Așa am zis. Mă rog. Are ca tare de la o vârstă. Mai, de la o vârstă. Când toată lumea nu pare. Da, tine. Cum te mai privesc în oglindă, prin anii mei triști, dragostea mea pierdută, totdeauna pierdută. Soarta mi-a dat surogat pe valută și eu nu mai credeam că există. Știam că putem să fim undeva, dar unde nu, iubirea mea. Te-am căutat în necunoscut, în alte femei nu erai, iartă-mi păcatele ce le-am făcut. Acum, bine ar fi, dacă ai fi, ca să vii timpurii, să dăm timpul înapoi, să luăm viața de la început, fantezii, prea târziu, prea târziu. Dar eu îți mulțumesc iubire pentru clipa de dragoste ce nu mai vine, pentru anii de speranță și mângâiere, pentru eterna dulce durere,
pentru culoarea nemai văzută a ochilor tăi adânci, pentru fluvii de lacrimi nebărbătește scăpate de mine, în care mi-am înnecat corăbiile mele sfărmate de nevăzutele stânci. Îți mulțumesc, iubito, pentru tot ce a fost, că n-a fost, pentru vise frumoase, țesute, cu rost, fără rost, pentru că, de fapt, tu niciodată n-ai fost. Întrebări dacă aveți pentru Domnul Andrei. Bună, mai sensi, așa, mă. Sensi. Găsiți și pe Facebook. Scriu despre viață. Dar cine nu scrie? Iarăși mă ceartă brestemele în soapte, ca mutat ziua, forțat peste noapte. Și asta e destul de obrăzniciu. Scriu despre doruri, când fructele scoapte. Și sufletul zburdă de bucurie, iar versul se așează cu armonie și alungă tristețea până la moarte. Vino, iubito, nimic nu mă doare, ne pleacă amintirile nemărginit, căci nu degeaba am trăit pe sub soare. Vino cu mine și-o-i face prin soare, căci vom gusta lacom din fructul oprit și-o-mi face clipurile nemuritoare. Sunt surprins însă că sunt copii la 17 ani care deja lucrează la roman. Au și pe că Bogoci, o elevă, publică sau a publicat un roman. Este un curaj extraordinar, pentru că romanul trebuie experiență sau o imaginație fantastică. Probabil că așa tânără dispune de această imaginație fantastică, de poate să așeze scriitura în pagina unui roman. Dumneavoastră, nu știu dacă v-ați încercat cu proză să apelați și dacă încercați să lucrați proză, luați în calcul concursul de proză scurtă Tănuș Neagu, organizat anual la bibliotecă. Deci, bine să vă încercați șansele de a vă afirma încă de la această vârstă. Și noi. Înainte să ne despărțim, mi-a dat un tânăr o poezie și a zis să o citesc. Dar nu a vrut să-și spună numele. Eu o citesc. Am auzit că ești frumoasă, așa vorbeam între de ieri, te premărea cu o angoasă, dar auzeam numai tăcere. În gândurile mele crude, te-am reclădit din muguri proaspeți, dorind să apar chiar lângă tine, să nu fii unul dintre oaspeți. Părea că lumea nu există, erai doar tu și nu conta nici viața ce o simțeam prea tristă, nici felul meu de a ezita. Vântul se ruga să aducă o minune printr-un chip, chiar dacă mai mare frica aveam eu să o înfilim. Am auzit că ești frumoasă, te recitau în parc niște copii, voiam să mă opresc pentru o șansă, să știam că tu, de ce, nu o să vii. Adevărată. Mai e cineva care vrea
aici. Atunci vă mulțumesc. Stai un pic, stai un pic. Nu m-ai invitat să citesc, nu o să citesc. Dar vreau să... Oh, iată-mă, dă-ți! Deja s-a dus. Deci, vreau să vă mai dau... să vă fac o provocare. Sunteți la vârsta la care trebuie să vă cunoașteți. Pentru că o să vă duceți la facultate și nu o să știți de ce ați ajuns acolo. Cunosc o mulțime de tine care au terminat medicină, arhitectură, teatru, matematică și își dau seama că nu acolo era locul lor. Și am trei jurnale pe care aș vrea să le știți. Pentru că vă vor ajuta să vă cunoașteți și vă vor da acel curaj ca să mergeți mai departe căutându-vă pe voi. Deci, în primul și în primul rând, aș vrea să citiți jurnalul lui Joe Bogdan. Și mai e un jurnal, îl găsim și la bibliotecă, al scriitorului Ion Grasiu. Sunt în aceste jurnale niște trăiri la Geoborța și la Grasiu, sunt unele și de la vârsta voastră, care vă vor răscoli și vă vor ajuta. Și cred că și voi ar trebui să scrieți jurnal. Scrie cineva jurnal. Și vreau să o completez pe Finița. Nu toată lumea scrie pentru că a suferit. Unii scriu că așa s-au născut. Eu scriu de când am început să scriu. Deci poezia la mine a venit singură. Nu mai putea. Deci și jurnale, și voi puteți să scrieți jurnal, și voi puteți să vă scrieți străinile, pentru că uneori trăirile devin printr-un talent, evident, controlat, educat, devin și poezie, cu plumare și care poate să rămână cu bine subliniat, mai bine în istoria lumii. Ce jurnal am citit eu cel mai bun și așa o să înțelege și ce liceu am făcut. Da? Care nu vrea să spună câtă literatură cunoaște, a avut șansa să fie contemporan și chiar să cunoască scriitori foarte mari pe care îi găsiți în istoria literaturii, pe care i-ați învățat la școală. Da? Nu vorbesc, nu mai spun acum despre paltonul cu care, care era al domnului Mandric și cu care a plecat Nicolae Lavaș. Nu vă spun. Îl întrebați pe el când aveți timp. Sau cum l-a văzut pe George Călinescu, scriitori care îi găsiți în istoria modernă. Pe stradă. Lasă-l pe stradă. Deci, istoriile astea le găsiți. Dacă aveți întrebări, dacă nu, doamnă Luminița, ce mai facem mai departe? Plecăm? Da. Aveți în față o generație de cititori. Trebuie să înțelegeți. În ziua de astăzi, trebuie, toată lumea citește foarte mult. Trebuie să citești singur contoarele. Trebuie să citești facturile. Trebuie să le plătești.
Mai mult, acum au inventat să-ți printezi propriile facturi, adică nici măcar nu se mai trebuie să o trimită în format printat, să o trimite electronic și trebuie să o citești tu și să o printezi tu ca să poți să plătești. Deci, lumea citește. România e printre țările unde se citește foarte mult. Dacă nu credeți asta, vă dau un exemplu. În Italia, Italia ca nivel de cultură este mult peste cultura română, global vorbind. Dar în Italia știți care, ce-i lucru care se citește cel mai mult? Veți fi șocați. Sunt printre primii din lume care citesc ziare de sport. Da? Deci tirajele la cărți nu sunt fantastice, în schimb au 4 cotidiene de sport. Păi gazeta de lo sport începe de la 128 de pagini încolo, pe zi. Bă, bine, am înțeles că a dat Ronaldo bun, dar 128 de pagini despre Ronaldo e deja prea mult. Dar să citesc, sunt ziare așa. Aia citesc italienii. Francezii citesc romani. Și ne gândim. Depinde acum de țară. Gata. Cred că s-a încheiat. E vorba de fiecare să cu un acord, cu o rimă, cu, mă rog, înainte erau tot felul și mine de la școală, făceam colecții, chibrituri, că chibriturile erau, aveau un număr pe interior, așa, făcut de timp. Deci, intenționat, ca să nu mai avem timp de prostit, de nu știu ce, îi dădea tot felul de timp. Unul era cu timpul, unul era cu, mă rog, cu capace de băutură. Tot felul de chestii era și toți eram ocupați. Așa cum se colecționa. Și atunci, ăștia care erau, eram, cum zic, mai protejați, ceva cu literat, și erau toți de la clasa mică până la așa. Alții care nu puteau, făceau, aduceau, cum mi-aduc aminte, niște fetițe din clasa 6-a, oare cu ghicitori, ciminituri sau ghicitori. Păi spunea, rămâneam toți câturile din diferent cu profesoara care a coordonat. Dar era o instrucție așa, că punea pe fete cum să așează masa, cum să așa era la lucru, la manual, la tot felul de chestii. Și spunea alea de ghicitoarea mea. Tata îmi pot și mama îl trage de nori. Și să stăm așa, ce cu să râdă. Oamenii se gândeau la prostii, la lucrurile, la umor. Posibil, mă rog. Și profesoara și până la urmă, n-a știut nimeni, zice, hai spune tu, cum până la fătări?